Este un mare har, un mare har pentru noi, pentru că dacă mi-ar fi spus cineva acum un an jumate că Dumnezeu mă va purta prin țara aceasta, aș fi zis, eu vreau să-mi recuperez piciorul, nu mă gândesc nicăieri să plec. Însă Dumnezeu are planurile Lui. Și aș vrea să vă zic, este un mare har să poți să mergi, dar este un mai mare har să poți să mergi în lucrarea Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mă numesc Tabita Siraghi, am 30 de ani, vin din județul Bihor. Cu ajutorul Domnului ne aflăm în mijlocul dumneavoastră și aș vrea să spun mărturia mea sau modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și încă lucrează. Pentru că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu cu care nu încetez să mă laud, pentru că El este un Dumnezeu puternic. M-am născut prematur, medicii nu mi-au dat nicio șansă de viață, însă Dumnezeu, care are ultimul cuvânt, mi-a dat. Însă la câteva luni de la naștere am fost diagnosticată cu luxație de șold, drept și medicii au hotărât să fiu pusă neapărat gipsat, lucru care a agravat situația, astfel că până la vârsta de 5 ani nu umblam deloc, am ajuns la Cluj la 5 ani și medicii ne-au spus dacă ajungea din prima la noi, făceam o simplă operație. Și nu s-a fi văzut că a avut vreodată vreo problemă, dar acum va avea nevoie de foarte multe intervenții chirurgicale și așa a fost, în prezent am undeva la 22, însă vreau să vă spun că prin fiecare intervenție Dumnezeu a fost acolo. El a legat ca un tată iubitor, un tată minunat și nu încetez să-i mulțumesc pentru lucrările care le face în viața mea. Am stat și m-am gândit și sunt sigură că Dumnezeu i-a fi putut împiedica pe medici să facă greșeli, am putea spune noi. Însă nu este o greșeală, nimic din ce s-a întâmplat nu a fost o greșeală. Pentru că Dumnezeu a fecheat, Dumnezeu a fost acolo. Și țin minte că aveam undeva la 15 ani și toate operațiile, eu am operații și la piciorul stâng și la piciorul drept, însă operațiile care mi se făceau la șoldul drept nu reușeau. Șoldul tot timpul înceda și am ajuns la vârsta de 15 ani să nu mai am lichid între oase și șoldul meu să se frece. Aveam dureri, însă nu știam că sunt dureri. Mi se părea că așa e normal. Așa știam, așa mi-am făcut școala. Însă medicii ne-au spus, singura ei opțiune ca să poată umbla. Pe atunci umblam cu un cadru, dar nu mă lăsam pe picior, nu mă apăsam pe picior. Și ne-au zis, singura ei opțiune ca să poată călca pe picior este o operație de protezare de șold. Însă în România n-au îndrăznit să mă opereze. Mi-au spus, noi te operăm, dar nu garantăm. Și vă dați seama, în momentul acela aveam undeva la 17 intervenții chirurgicale, încă una poate să vadă dacă reușește, nu mi-ar mai fi trebuit. Dar Dumnezeul meu a lucrat. Dumnezeu meu a deschis uși în Bologna, Italia, am ajuns acolo. Medicii când m-au văzut mi-au spus, Tabita, să știi că situația ta este foarte gravă. Am mai făcut un singur caz ca și al tău. Însă știam că Dumnezeu veghează, știam că dacă am ajuns până acolo, Dumnezeu va lucra în continuare. Și așa am și fost. După operație de 6 ore, totul a decurs bine. După 2 luni de la intervenție, am ajuns să merg cu cârjele și minunea cea mai mare pentru mine a fost că nu mai simțeam durere, nu mai simțeam cum șoldul se mișcă în mine și am început încet, încet să pot să merg tot mai bine, tot mai bine, deși medicii ne-au spus că niciodată nu voi putea umbla singură. După 9 ani de zile de la acea intervenție, intervenția mi s-a făcut la vârsta de 18 ani, după 9 ani de zile reușeam să merg singură. Într-adevăr, eu pădeam, dar mergeam singură. Și m-am bucurat foarte mult. Și după 9 ani de zile, în vara anului 2021, Dumnezeu din nou a hotărât să mă bag într-un cuptor. Și vreau să vă încurajez, dacă sunt persoane aici în cuptor, nu descurajați. Pentru că Dumnezeu intră cu noi în cuptor. El nu ne lasă singuri. Dacă sunt persoane care urmează să intre în cuptor, nu descurajați. Dumnezeu deja este acolo. El nu o să îngăduie niciodată ca focul să ardă, ca să vă nimicească, ci doar să ardă gura. Și așa a făcut și în dreptul meu și acum privind în urmă, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce s-a întâmplat în viața mea. Pentru că am văzut mâna Lui. Așa cum am zis, în 2021 a venit cuptorul, adică am căzut cu o tricicletă și
și mi-am fracturat pe loc femurul, pe la capătul protezei, la același picior. Am ajuns de urgență la spital, știam ce înseamnă să... Când am văzut radiografia, știam cum așteaptă masa de operație. Știam ce înseamnă operație, dar a fost prima dată când trebuia să suport o intervenție chirurgicală fără mami lângă mine. Pentru că părinții mei au stat acolo, dacă trebuia să stau o săptămână în spital, ei erau acolo. Dacă trebuia să stau 5 zile, ei stăteau cu mine. Acum, fiind pandemie, a fost prima dată când ei n-au mai avut voie să stea. Nu că n-au avut, ci că n-au putut. Și țin minte că m-a sunat tati, eram la urgență, aveam dureri destul de mari și mi-a zis, Tabita, noi trebuie să plecăm pentru că nu ne lasă înăuntru. Am închis telefonul și mi-am ridicat ochii în tavan și am zis, Doamne, să nu cumva să pleci și tu, că eu nu știu ce să fac aici. După aceea a venit medicul la mine, s-a pus așa lângă mine și l-am întrebat, e gravă situația? Și a zis, da, e foarte gravă. Și am zis, se poate rezolva. Zice, nu știm, tu ai nevoie de o placă specială pe care noi aici nu o avem. Însă Dumnezeu a lucrat și după o săptămână de zile am fost operată, m-am lăsat acasă. Timp de 4 luni jumate, medicii nu mi-au dat voie să merg. 4 luni jumate, patru mi-a fost bucătăria, baia, dormitorul. Însă, după 4 luni jumate, am început din nou să învăț să umblu. Am luat cadru și am zis, Doamne, noi și asta putem. Pentru că eu mereu puteam cu Dumnezeu, așa cum vorbesc cu dumneavoastră. Eu nu mă simțeam singură. Au fost atâtea persoane aici, și o văd pe sora Ana, au fost atâtea persoane aici care s-au rugat pentru mine, care m-au purtat pe brațe de rugăciune și... Eu, la un moment dat, îi ziceam, Domnului, Doamne, nici măcar nu știu ce să te mai rog, că-s convinsă că atâția oameni se roagă. Și Dumnezeu a dat biruință, însă, fără să știm noi, nu era sfârșitul. Era doar o parte, pentru că la un an de zile de la această intervenție am mers la un control de rutină, însă medicul mi-a zis, dacă tu ești aici, Tabita, vreau să-ți fac o radiografie, să vedem cum te simți. Culmea, eu nu aveam dureri foarte mari. Aveam dureri, dar pentru că eu deja eram obișnuită cu durerile, nu era o durere extraordinară, astfel să nu o pot suporta. Însă, medicii când mi-au văzut radiografia, țin minte că am mers la medic cu cărje și când mi-a văzut medicul radiografia, a zis, stai pe căruț și nu te mișca. Eu nu înțelegeam ce spune, ce s-a întâmplat. Și când am văzut radiografia, țin minte că a venit medicul, s-a pus lângă mine și mi-a arătat, nu te doare aici, aici, aici. Nu, pe mine nu mă durea. Mă durea un pic într-o zonă, dar nu foarte mult. Și mi-au zis, Tabita, trebuie din nou să intervenim chirurgical pentru că tot ce ți-am introdus s-a mișcat. Și astfel că ce mi-au introdus deja începea să-mi sfărâme osul. De-aia medicii se mirau cum de pe mine nu mă doare, pentru că deja începea să se sfărâme osul și m-au operat, mi-au scos tot și piciorul meu era la fel de rupt. După un an de zile de spitale, de doctor, mă aflam din nou în punctul de unde plecasem, la fel cu piciorul rupt. Însă, acum, medicul când m-a lăsat acasă, mi-a zis așa, Tabita, noi am făcut tot ce am putut pentru tine, nu putem mai mult. Așa că dacă ai posibilitatea să iei legătura cu medicii tăi din Italia care te-au operat acum 10 ani, fă-o. Eu nu mai țineam legătura cu medicii mei și țin minte că am venit acasă și m-am rugat. Mereu când am o situație frumoasă sau o situație grea în viață, mi-am place să mă rog. Și m-am rugat amune și am zis, Doamne, asta este situația mea, tu deja o știi, n-are rost să-ți mai spun prin câte am trecut că tu ai fost acolo. Dacă vrei să mă ridic din pat, va trebui să lucrez. Va trebui să faci cumva să mă rătim din pat, că eu nu mai pot să calc pe picior. Medicii mi-au spus, Tabita, poți să faci ce vrei tu, numai să nu calci pe picior. Și timp de 4 luni, Dumnezeu a trecut. Însă aveam în inima mea sentimentul acela, așteaptă, așteaptă, așteaptă. Și mă rugam ca Dumnezeu să deschidă ușile potrivite și să nu cumva să mă lase să intru eu pe o ușă greșită. Și Dumnezeu așa a făcut. După patru luni în care am stat cu piciorul rupt, vă spun, mergeam în lucrare cum am venit la dumneavoastră, poate că nu așa de departe, dar nu stăteam acasă. Am zis, Doamne, am stat 10 luni în pat, nu mai vreau să stau în pat. Dacă e să se întâmple ceva cu piciorul, piciorul meu oricum e în mâna ta. Ce mi se poate întâmpla mai mult? L-am rupt. Ce mai pot să-i mai fac? Și
am mers în lucrare și Dumnezeu mă întărea, eu nu am avut nevoie de calmante cu piciorul rupt. Nu luam calmante. După patru luni am ajuns în Milano, Italia. Medicii, când m-au văzut, nu le veneau să creadă că eu mă mișc, că eu mă duc la baie cu căruzul, că eu nu cer calmante. Dar le ziceam să le liniștesc că după ce m-au operat, a voastră o să fiu, adică o să vă puteți ocupa de mine cum vreți. Și vă spun, medicii au fost mai îngrijorați decât mine de situația mea. Țin minte când am ajuns în spital, au venit doamna doctor să discutăm și mi-a zis așa, David, să știi că situația ta este gravă. Nu spunea ceva nou, că am mai auzit asta. Și i-am spus, zic, stați liniștită, dar zic, puteți să faceți ceva pentru mine? Zice, David, tu nu înțelegi, situația ta este mai gravă decât îți imaginezi. Tu poți să mori pe masa de operație, pentru că locul în care noi lucrăm are foarte multe vase de sânge și dacă se pornește o hemoragie pe care noi nu o putem opri, să știi că poți să mori din cauza că ai pierdut prea mult sânge. Și în momentele alea Dumnezeu atât de tare m-a întărit. Și am zis, faceți-mă doar treaba, pentru că nu se va întâmpla nimic. Știam că dacă Dumnezeu m-a adus până în punctul acela, El nu va îngădui să mor. Dar gândul acesta a persistat în mintea mea. Și dar dacă. Și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă iei acasă, înseamnă că sunt pregătită să mă duc la Tine. Dacă Tu încă mai hotărăști să mă lași pe pământ, înseamnă că nu ți-ai terminat lucrarea cu mine. Așa că, din orice perspectivă priveam, eu ieșeam avantajoasă. Și slăvit să fie Dumnezeu, după o lună de zile de spital, adică 2 săptămâni m-au ținut în spital, după 2 săptămâni m-au operat, după 2 săptămâni m-au operat și operația a decurs bine. Țin minte că am plecat în sala de operație la ora 10 și un sfert dimineața și m-au adus în salon la ora 7 seara. S-a ocupat de mine toată ziua, însă... Știu, deși eu am adormit, Dumnezeu a rămas acolo, vegheator. Și asta era bucuria mea și pacea mea și i-am spus Domnului înainte să mă adorm, să fie operația. Zic, Doamne, Tu știi că eu nu știu să le spun oamenilor ăstora cât de mare ești Tu. Dar fă-i să vadă cu ochii Tăi, cu ochii lor că am un Dumnezeu mare. Și așa s-a întâmplat. A doua zi după intervenție, a venit un medic la mine care a participat la intervenția mea și mi-a zis, Tavita, să știi că ai un Dumnezeu mare care te-a păzit în sala de operație. Acesta este Dumnezeu cu care noi ne lăudăm. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care poartă de grijă. Deși a trecut un an de zile de la această intervenție, încă piciorul meu este sensibil, dar este mult mai bine. Chiar săptămâna trecută am fost la control, osul s-a lipit, însă musculatura nu mai este, trebuie să o recuperez. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu sunt convinsă că voi reuși. În prezent pot să mă ridic de pe scaunul cu rotile, pot să stau în picioare, acasă merg cu un cadru, mai iau și cârjele așa din când în când, doar să văd dacă mai pot cu ele, dar cârjele momentan sunt prea periculoase pentru mine, pentru că nu sunt stabile și în momentul de față nu permit o căzătură. Pentru mine o căzătură poate fi fatală. Așa că îi mulțumesc Domnului pentru acest scaun cu rotile. Îi mulțumesc Domnului că de când m-am pus aici, nu mi-a lipsit niciodată un om care să mă poarte. Mulțumesc Domnului pentru fratele Ionel, niciodată nu se plânge. Slavă Domnului pentru că prin toate acestea văd bunătatea Lui, văd harul Lui. De aceea vă încurajez. Vă pierdeți speranța, nu vă pierdeți nădejdea atunci când vin cuptoare și parcă cerul tace. Nu tace. Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este cea mai bună ancoră de care m-am putut prinde și nu am motive să îi mulțumesc. Ei sunt atât de recunoscătoare că dintre atâtea oameni care i-ar fi putut alege, m-a ales pe mine să fiu copilul Lui. Slăviți să fie Dumnezeu! Fiți binecuvântat! Amin!